Bună, dragilor! Bine ați venit sau ați revenit aici pe canalul meu de YouTube. Dacă este pentru prima dată când mă vedeți, numele meu este Rojin, și iubesc tot ceea ce înseamnă parfumuri și parfumerie. Dacă și voi sunteți în aceeași zonă de interes, V-aș mulțumi dacă ați apăsat butonelul de subscribe, implicit clopoțelul, pentru a primi notificare de fiecare dată când eu postez câte un videoclip nou. Abonarea pe acest canal de YouTube, întregul conținut de aici, de pe YouTube, cel puțin în ceea ce mă privește pe mine, este și va rămâne total gratuit. Am un colet, da? Un colețoi. Acesta este colețoiul. Stați așa. Că nu am putut dezlipi cum trebuie hârtia cu datele personale și nu vrem vizitatori. <laughs> Dar am și scârții, nu mai contează. Am un colet, am o comandă plasată pe site-ul celor de la Dubai Collection, bineînțeles. Și acum trebuie să mă răcoresc și eu puțin, am coletul acesta în casă de sâmbătă dimineață, acum când eu filmez este luni de dimineață. O să fac tot posibilul să vedeți acest videoclip tot astăzi, pentru că știu, mi-ați scris atât pe Instagram, pe TikTok nu prea, dar foarte, foarte multe mi-ați scris pe grupul meu de Facebook, Freak Family, cu și despre parfumuri, ce părere am despre ele. Așadar, fără alte discuții, luăm caterul meu urât și vom de la operație. Voi deschide coletul. Am comandat patru din cele mai noi lansări Peris Corner. Și vreau să vă spun că pur și simplu nu mai am răbdare. Deci nu mai am răbdare. Bun. Coletul în interior arată așa, foarte bine ambalat, ca de obicei. Și dăm scârțul la o parte. E mult scârț aici. Scârț la mine în colentina se spune la treaba asta. Vedeți? Scârț. Bun și acum să vedem, hai să încep cu tine. Da, bun, voi începe cu um, gama Emir Peer Potion, da, iar ambalajul este acesta, aceasta este cutiuța. Din nou, pentru multe dintre voi, gipsii Gypsy, mie îmi place. Și acum, de jur că nu mai am răbdare. Nu mai am răbdare, pur și simplu. Bun. Avem aici celebra hologramă ce ne atestă autenticitatea. Iar cutia are chestia aceasta embosată, da? Este în relief este ceva 3D. Acum să vedem și sticluța. Mica paranteză. Pentru că voi deja știți, dacă mă urmăriți de ceva timp, că eu sunt această Adeline Petrișor, cum am glumit cu doamna Doina în comentarii. Apropo, să rumâna, dacă mă vedeți. Voi știți că eu sunt această Adeline Petrișor a celor de la Dubai Collection și. Um, am avut o mică discuție cu ei, dar, 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 sta să mă adun, m-au rugat să vă anunț că datorită numărului extrem de mare de comenzi, dar un număr extrem de mare, um, absolut toate comenzile se vor onora, toată lumea să fie liniștită, doar că cu tot personalul lor extra ce au fost nevoiți să-l angajeze, vor dura puțin. Da? Ideea e să avem cât de multă răbdare. Vă întrebați că eu de ce am primit coletul mai repede. Eu am selectat plata direct cu cardul și am selectat livrarea la Easybox. Iar eu am Easybox-ul în fața blocului. Da? Bun. Dar concluzie, toate, absolut toate comenzile vor fi onorate, numai că cei de la Dubai Collection vă roagă din suflet să aveți un pic de răbdare, da? să fim înțelegători. Până la urma urmei e o chestie în care lucrează oameni, da? nu mașinării, nu roboți, suntem ființe umane și chiar și ieri când am avut această discuție cu ei, în ziua de duminică ei pregăteau comenzile dumneavoastră. Deci ei lucrează la foc automat, la foc continuu, da? inclusiv duminica. Inclusiv duminica ei pregăteau comențile dumneavoastră. Așadar, un pic de răbdare. Răbdare și tutun. Și o să sune că instig la altceva, dar nu mai contează. Bun, bun. Aceasta este superbitatea de sticluță. Foarte faină. Dacă mă întreabă cineva, dacă nu, mă autosesizez și vorbesc eu de una singură. Foarte, foarte faină. E genul acela de sticlă arma albă, da, sau ganteră, cum am mai spus eu. Foarte grea, foarte masivă. Capacul acesta, dacă l-ai scăpat pe degetele de la picioare, încep de recit sfânta liturgiei pentru că este de metal și este foarte, foarte greu. Aici cred că avem plastic, metal, tăblița aceasta. Apropo, dacă mă vezi Coco să rămână din suflet că mai luminat, da, cu treaba cu filmat. Bun. Și acum notele acestui parfum. Pure Potion um, este una de neoriginal. Ei îl cataloguează ca fiind un parfum unisex, iar în vârf avem pară măr, în mijloc iasomie și caramel, iar în bază smeură și mosc. Câte două note pe fiecare etaj, cum spun eu. Și am și bloterele lângă mine, însă vreau să le testez pe piele, pe absolut toate. Da, același... Aceleași atomizoare superbe, cum ne-au obișnuit cei de la Paris Corner, da? Doamne, Maica Domnului! Doamne, Dumnezeule! Bun! Foarte, foarte puternic! Foarte, foarte puternic! Se deschide proaspăt, se deschide dulce, se deschide suculent, fructat! E genul acela de aromă revigorantă, e genul acela de. Parfum, cum să spun eu, ca o adiere proaspătă, dar eu când spun ca o adiere, nu mergeți um, cu gândul că ar fi un parfum firav, cum spun eu, da? Clar nu este acel parfum firav. Doamne, doamne, doamne! Iasomia de aici, dacă nu sunteți în zona iasomiei, nu este acea iasomie indolică, nu este ceva copleșitor, da? Deci după toată deschiderea aceasta suculentă, revigorantă, fresh, dulceagă, da? zemoasă oarecum de pară și măr, își face apariția iasomia care este una îndulcită. Um, da, îndulcită de caramel, pentru că ce să vezi, eu resimt super, super bine caramelul, vorba aceea de la primul puf, da? Nu e genul acela de iasomie indolică, iasomie apăsătoare, nu, e genul acela de uh, iasomie fin gurmandă, da? Că are sens ceea ce spun eu. Dar da, nu știu câți domni. Ar fi în zona acestui parfum, chiar dacă ei spun că este un parfum unisex, uh, pentru că ar putea părea acel parfum uh, fructat de damă. În opinia mea, la felul în care se dezvoltă, da, este un parfum unisex, deschiderea înclină foarte mult pe partea feminină, însă, în momentul. Um, ce se dezvoltă, și cu cât ne apropiem de dry down, consider că schimbă ușor macazul și merge pe linia unisex. Este moscatul acela dulceag către dry down, da? Dulceag pufos curat fără izul acela de săpun, da? Nu are nimic iz de săpun. Genul acela de parfum foarte, foarte vesel, um, ar putea fi Easy Rich, da? parfumul acela cel uh, alegi de zi cu zi, nu este nimic prea mult, nimic prea puțin în el, este foarte bine echilibrat, din nou, din punctul meu de vedere, eu personal așa îl percep. Ei spuneau unde e zmeura, în bază, zmeură și mos. Se resimte, dar este nu mergeți nici către zmeura aceea foarte, foarte zemoasă, da, care vă lasă senzația aceea de apă în gură, însă nu mergeți nici către zmeura aceea bombonicioasă din uh, Wood Crescent, că doar am vorbit în ultimul videoclip despre el. Nu, e genul acela de uh, zmeură, pe linia de mijloc, da? Nici extrem de dulce, nici extrem de zemoasă. Bun. Numele, da? Poțiune de pere sau ceva de genul, um, are sens, în opinia mea, pentru că, da, e genul acela de aromă. Ce te poate duce cu gândul la un cocktail non-alcoolic de pere și zmeură cu ceva caramel, cu ceva sirop de caramel, da? Dar rețineți cocktail non-alcoolic, nu este cocktailul, nu este aroma aceea buzii, nu. Este o aromă de zi cu zi, poate fi inclusă cu succes în categoria parfumuri semnătură. Iar în ceea ce privește ADN-ul original al acestui parfum, inițial, nu știu de ce, când am citit strict pară, m-am dus fiind cu gândul către label de la Jean Paul Gaultier. însă nu are absolut nimic nici cu acel parfum și cu niciun alt parfum din zona de designer/de slash nișă cel puțin în umila mea părere din ceea ce am testat eu. Da? Deci nu se aseamănă cu absolut nimic din ceea ce dețin sau din ceea ce am testat. Da, în opinia mea, într adevăr este un ADN original. Și chiar dacă vine de la Peris Corner, Gama Emir, factorul middle eastern din acest parfum este complet zero, dar complet zero. Nu are absolut nimic din zona Middle Eastern, nu are absolut nimic arabesc, nu. Este acel parfum pur și simplu de designer din Sephora, Douglas sau așa mai departe, da? Dar da, foarte fain. Categoric 10 din 10 de la primul nas, da? De la primul nas. E um, genul acela, din nou vă spun l-aș vedea purtat chiar și pe vreme rece, atât ca parfum de sine stătător, cât și în multe variante de layering. Dar da, e combinația aceea de pară zemoasă, da? În opinia mea, para, para este mult mai um, in your face, da? Mult mai în evidență față de nota de măr. E Para aceea delicioasă zemoasă suculentă ar fi. Acel parfum uh, fructat moscat fin gurmand, da, foarte fain. Îl mai lăsăm puțin, vedem cum uh, va evolua. Oricum, voi reveni cu videoclipuri cum v-am obișnuit deja pentru fiecare din uh, aceste parfumuri, deoarece ele urmează să treacă printr-un proces Și anume, acel proces este procesul de macerare, da? Bun, macerare Repetați după mine Macerare, da? Macerarea există în parfumerie Ca acum trebuie să am și eu ceva de spus Pentru că este acest val... De... Nu știu, nu știu dacă este mai degrabă acel val de hate. Pentru că, ce să vezi, citez. Toată lumea vorbește acum despre parfumuri, începând cu TikTok și terminând cu YouTube. Am încheiat citatul. Nu știu dacă ăsta este motivul, da? Sau dacă nu cumva se vrea o dezinformare voită, da? Pentru că am și eu 36 de ani. Am trecut și eu prin anumite episoade în viața aceasta, am văzut și eu treptat, treptat cum e lumea din jur și cred că e o treabă la capitolul vânzării aici, undeva în spate, da? Nu vreau să vorbesc foarte mult, deja uh, încep să mă transform, da? pentru cei ce mă cunosc în viața reală, eu am acel temperament vulcanic, da? Vulcanic. Pentru cei ce mă cunosc în viața reală, că știu că sunt aici persoane care mă cunosc în realitate și mă urmăresc aici pe YouTube, voi știți că eu sunt genul cei în gușă și în căpușe, cum se spune, da? Dar nu poți să vii, cum să spun eu, și ca să vorbesc frumos totuși, da? Eu sunt conștientă că e o muncă enormă, ai ani de muncă în spate, ai foarte multă informație, da? Deții anumite cunoștințe, care eu una personal nu ți le contest. Însă, însă, parfumeria Middle Eastern este cu totul altceva. Macerarea există. Și înainte și înainte de toate, și dacă nu crezi în treaba asta și, nu știu cum să spun, să apar pe YouTube și să spui, citesc din nou, că toți ăștia care vorbesc de macerare pe YouTube sunt niște proști și ei și cei care îi urmăresc, pentru mine e deja prea mult. Da? Hai să... Hai, că știi, am putea și noi. Dacă și noi ăștia, proști ăștia, care credem în macerare și o vedem și o experimentăm și o trăim, da? Ți-am dat o replică de genul, nu știu dacă ai putea să o duci. Și da, am ieșirea asta, fix acum, pentru că deja e prea mult. Hai să ne spunem părerea, fără să jignim. Eu zic că se poate. Se poate, pentru că ai doxă, cum se spune la mine în Colentina. Doxă ai. Caută, știi, rotița aceea care îți face legătura între creier și gură. Dacă ai doxă, ai grijă și la ceea ce scoți pe gură. Bun. Trecem la următorul parfum. Mango Punch. Are fix același, același ambalaj, precum frățiorul și suriorul său Peer Potion. Potion. Eu nu le-am cu franceza ca alte persoane, știți? Eu sunt așa mai pe limba română. Bun același ambalaj foarte, foarte fain. E fix, fix, fix același lucru, doar că este în culoarea portocaliu. Mă ajută camera? Da. Chiar asta e portocaliul. Bun. Haideți să vedem și sticluța. Aceea sticluță, doar că este portocalie. Câtă logică! Bun. E fix, fix, fix același lucru. Fix același lucru superbe. Superbe. Dacă mă întreabă pe mine cineva, deși nu mă întreabă nimeni, da. Și sticluța reflectă frumusețea sucului din interior. Deja îl testam și nu vă spuneam notele. Mango Punch, din nou, un parfum unisex, de data aceasta inspirat de Mango Skin. Notele acestui parfum. În vârf avem mango, ananas, mure și acord de citrice, în mijloc, iasomie, sambac, floare de lotus, gardenie și iris. Iar în bază, vanilie, lemn de cedru, paciuli și mosc. Și să procedem. Ia să vedem. Mi-am pus eu 70 de mii de brățări. Bun. se deschide cu cel mai mango suculent. <laughs> cu cel mai mango suculent efervescent. Fin gurmand. Frangipani. Nu știu de unde eu resimt frangipani în momentul de față. Da, ăsta e frangipanii, Mango, frangipani, genul acela de dulceață tropicală, însă din nou nu este acel iz tropical la intensitate maximă, cum de exemplu, că din nou v-am vorbit în ultimul videoclip, este Hanan de la Fragrance World. Hanan de la Fragrance World calcă accelerația ta pe izul tropical de n-ai treabă cu el. Uh, Mango Punch nu. Are izul tropical, însă nu este plap intensitatea aceea wow, da? Ar putea fi un parfum unisex dacă, domnilor, nu vă sferiți, nu vă sferiți, <laughs> nu vă sfiiți de un mango delicios, da? Este pur și simplu un mango foarte realist redat aici. Este ca și cum tai acele felii de mango și presar ceva zahăr pe deasupra, da? Este odată dulceața, dulceața naturală a fructului mango, însă este oarecum intensificată, da? Este un mango extrem, extrem de dulce. Este și o vanilie delicioasă aici. Ceva flori galbene, Nu știu, în momentul de față n-aș putea să vin să vă spun, vai, resim tilang ilang sau resim nu știu ce floare galbenă. Nu, resim niște flori galbene aici. Și ce îmi place? Faptul că um, mango, izul acela de mango din acest parfum, nu este izul acela sintetic. V-am mai povestit eu, în calitate de uh, proastă cu diplomă, da, că nota de mango mie în anumite parfumuri îmi lasă acel sintetic. Ei bine, aici nu. Nu are acel ei sintetic sub nicio formă. Dar, dar. Dacă sunteți în căutarea unui parfum cu isfin de mango sau uh, cu un, uh, o atingere de mango, nu comandați acest parfum, da, nu comandați acest parfum. Dar dacă, însă, căutați acel mango cremos, untos, aș putea spune, da, este ca și cum... Feliile acelea de mango, după ce le-ai tăiat și după ce le-ai presărat cu zahăr, eu spun zahăr, dar nu vă gândiți că se simte izul acela de zahăr. Nu. Exact cum v-am spus, este intensitatea, este dulceața mangoului dusă la un alt nivel, da? mult mai intensă. Și în momentul de față, pe măsură ce se dezvoltă, este ca și cum feliile acelea de mango le uh, Pisez, da, le, le pisez așa pur și simplu cu furculița și faci un piure de mango, căruia îi adaugi și ceva vanilie. Este o vanilie aici, genul acela, vanilie dulce, fin, gurmandă, da, fin, gurmandă. Dar pe ansamblu este acel mango cremos, senzual, delicios, fin, iz, tropical. Și da, la fel ca și frățiorul, suriorul său, Peer Potion, în opinia mea și după gusturile mele, aceste două parfumuri sunt acele parfumuri de zi cu zi, vesele, Pur și simplu genul acela de parfum ce îți schimbă starea. Da? Cam asta am transmit mie aceste parfumuri. Dacă sunt unisex, dacă nu vă sfiiți de um, niște fructe delicioase, dacă sunteți domni și nu vă sfiiți de niște fructe delicioase, cu siguranță sunt parfumuri unisex. Dar foarte fain. Din nou dacă sunteți acele doamne feminine, vesele, optimiste, nu ca alte persoane din YouTube care a avut așa o parte că tot mă leg de acea persoană, da? pentru că nu am cum atâta timp cât vii că de -a. acum mă simt și o băgată în oală că și eu susțin macerarea, da? Și tu vii, apar pe YouTube și mă faci și pe mine proastă, în rând cu ceilalți. Mai spun decât atât și închei legat de această persoană. Eu măcar uh, vin și vorbesc pe YouTube despre pasiunea mea. Pentru că și dacă ar exista acest canal în continuare, și dacă de mâine ar, acest canal ar dispărea, asta nu înseamnă că eu mă las de parfumuri. Nu. Parfumurile sunt pasiunea/obsesia mea de am 36 de ani de 20 de ani. Da, fix de 20 de ani. Fix de 20 de ani sunt pasionată și ușor ușor devin obsedată, da, din ce în ce se acutizează virusul ăsta. Dar eu măcar vin și vorbesc despre ceva frumos. Nu mă apuc să fac să jignesc pe nimeni. Da, e drept, am mai avut eu la un moment dat o mică ieșire, însă nu am jignit, da? Au fost uh, alte răutăți gratuite ce mi-au fost adresate și a trebuit să, da, pentru că e normal să avem dreptul la replică. Dar um, mai bine vorbesc despre parfumuri decât să vin pe YouTube ca tine, că știu că te uiți și să povestești amintiri din tinerețe și să promovezi, cum se spune la mine aici în Colentina, bulela, Da, ați auzit bine. Ești o doamnă în continuare pentru mine, chiar dacă ai făcut ceea ce ai făcut. Așadar, rămâi o doamnă și lasă chestiile astea cu aveam pe cineva pentru nevoi fiziologice în tinerețe și așa mai departe. Nu sunt nimeni să judec conținutul nimănui, dar nu-i frumos. Nu-i frumos. Ok. Mango Punch. Devine din ce în ce mai cremos. Devine din ce în ce mai gurmand. Paciulii de aici, dacă vă feriți de el, fiind și în bază, nu este acel paciulic ce îți lasă izul acela de pământ umed, de noroi și așa mai departe. Nu. Însă totodată, ori drum, da? combinația paciului cu cedru, e genul acela de... Foarte, foarte fină ciocolată, da, e paciulia acela ciocolătos, da, dar foarte, foarte fin. Nu iese toată ciocolata din paciuli, deoarece cedru, nota de cedru, din punctul meu de vedere, um, echilibrează situația. Dar da, este un um, parfum fructat gurmand, în opinia mea. Bun, îmi cer mii de scuze. Acum, următorul. Hai să te iau pe tine. Următorul. Nu vrea să iasă aici. Bun. Este de la Paris Corner. Aici scrie 100 de mililitri. Am impresia că pe site, o secundă, cred că s-a produs o mică chestie. Ia să vedem, Dubai Collection. Nu știu de ce, eu țin minte că pe site este afișat um, alt gramaj. Și vreau să verific acum ca să ne lămurim. Ia să vedem. A, ba nu. Bun. Mai departe. Um, Dis Corner gama December, iar primul este Rose, December Rose. Și acum din nou, ca să înțelegeți, cât acutiocul este. Bun. Aici avem pe uh, spate notele, stickerul ce ne atestă autenticitatea. Și acum să vedem și sticla. Dacă cutia este atât de mare, Cum se deschide? Așa se deschide. Pam, pam. Mm. El este December Rose. Vai de viața mea și de sufletul meu cum e sticla. Deci eu sunt fertă. Din nou, aici pe spate aveți notele. Asta e armă albă, direct, da? Ia uite ce. Mm. Iată, gan frumos. Iatagan? Nu Iatagan, că ăla e altceva. Foarte fain. Bun, notele. Um, December Rose, înainte și înainte de toate, este un parfum unisex inspirat de Fenty, al celebrei Riri sau Riana. Note de vârf avem afine și mandarină, în mijloc trandafir, mușcată, magnolia, iar în bază, mosc și paciulii și să-l pulverizăm, să vedem ce ne spune. La final vom reveni peste fiecare. Da? Hai să-l pulverizez aici să-mi fie mai ușor. Așa? Așa. Am dat trei ca... O deschidere dulce, fructată, însă nu merge în zona roz, este mai degrabă genul acela de dulce, fructat, misterios, dark, gotic, întunecat, aș putea spune. Pentru că, da, de aici se resimte și nu a trecut prin procesul de macerare. Bun. Asta și gata. Mă abțin. Vai de mine. Uf. Foarte este extract? Nu este extract. EDP. Dar este foarte puternic, da? E genul acela de parfum extrem de puternic, da? Pur și simplu ți-a dat un pumn în față. Este un trandafir pudrat lemnos, că voi știți că eu am probleme cu trandafirul. E un Trandafir pudrat lemnos aș putea spune, dar genul acela din nou mă duce cu gândul la trandafirul din frumoasa și bestia, da? Uh, trandafirul acela misterios uh, vișiniu burgundii, catifelat, da, cu ceva gotic, da. Pur și simplu parfumul ăsta din mica mea experiență are izul acela gotic. E genul acela de parfum întunecat este extrem de senzual. Nu este listată, însă undeva în fundal, dar foarte, foarte în fundal și foarte, foarte fin, este un iz de tămâie. Nu mă întrebați de unde. Sau nu știu ce note, posibil mie îmi lasă senzația asta, acordul ăsta. Însă Însă, undeva în fundal, resimt așa un firicel de tămâie, da? foarte, foarte fin. Are și o fină atingere verde, dar foarte fin. Doamne, cât de puternic e! Foarte puternic! Nu știu, e genul acela de parfum foarte complex, da, pentru că observ că se schimbă în continuu, în continuu, în continuu. Uh, e genul de parfum sensual pentru un bad boy, pentru o bad girl. Nu e genul acela de parfum easy rich, da? Dacă Mango Punch și Pear Potion sunt acele parfumuri ușoare și nu știu, depurtat oriunde și oricând, December Rose categoric nu. Da? E altceva... Mm. Habar n-am cum miroase Fenty al Rianei, însă aroma aceasta, December Rose, dacă ar fi să mă ducă undeva, nu mă duce nici de cum în zona de designer, da? Pentru mine are apucături de nișă, pentru că pe măsură ce tot îl degust, am impresia că, ca și ADN, da? Haide să mă exprim cum trebuie. December Rose, ca și ADN, face parte din categoria Tom Ford Noir de Noir. Da? Ca să vă faceți o idee. Cu toate că e genul de parfum ce, după cum prea bine mă știți, nu îl recomand blind by sticla full size. Nu. Nu pot spune că este sora mai mică a lui Tom Ford Noir de Noir, ci doar că face parte din aceeași familie. Este o verișoară, da? Este ceva de genul. Paciulii de aici, din nou. Nu resimtă uh, traba aceea cu noroi sau pământ jilav, pământ umed, nu, paciulii de aici mai degrabă este acel paciulii um, de ciocolată, da, e ceva ce mă duce cu gândul la ciocolată, dar da, pe ansamblu, la primul nas, primele impresii, clar, îl ador, clar, 10 din 10, clar, factorul listă complet zero, nu există aici, nu este prezent, nu are a face. Încă o dată vă spun, mai degrabă zona Tom Ford Noir de Noir, fără a fi un ADN inspirat din acela, da? Este doar din aceeași familie. Dacă sunteți iubitor de Tom Ford Noir de Noir, da, categoric ar merita un blind full size. Dacă nu, nu, mostre înainte, dar da, intră și el cu succes și știu că multe mi-ați scris și o să urmeze și acel videoclip în categoria de parfumuri de făcut copii, ca să spun frumos, da, pentru că are acea senzualitate, are gradul acela de sexoșenie foarte in your face, da, foarte in your face. Nu e genul acela de parfum, mă duc la Lidl, stai să mă dau cu December Rose. Nu e genul de parfum, mă duc să -mi, îmi iau Juniorul de la Grady, mă dau cu December Rose. Nu, categoric nu. Ai nevoie de o anume stare să porți parfumul acesta. Dacă nu, te va purta el pe tine. Ai nevoie de un anumit moment. Nu este acel parfum de zi cu zi, sub nicio formă. Da? categoric nu este acel parfum de zi cu zi. Și acum, și acum, am lăsat la final acel parfum care este o tipă în afară, Adua, Adua, nu știu cum pronunță ea, nu pot, da? pe care eu o urmăresc pentru că rezonez cu gusturile ei, rezonăm. Și această tipă a descris și cred că va deveni virală descrierea ei, a descris acest parfum ca fiind șapte poziții în șapte minute și niciuna a misionarului. Am încheiat citatul, nu sunt vorbele mele. Și vorbim aici despre December Vanilla, tot de la Paris Corner. Aceeași prezentare, da, pe spate avem uh, floricica de vanilie și păstăile, notele, um, stickerul ce ne atestă autenticitatea. Și acum să vedem parfumul. Deci când am văzut videoclipul Adway, Adua, Adua. Nu se uită ea la mine că eu sunt prea mică, dar știu sigur că îi pocesc numele. Când am văzut videoclipul, sinceră să fiu, eu deja plasasem comanda pentru acestea patru. După videoclipul ei, da, Um, în condițiile în care eu acum testez pentru prima dată acest parfum, știți ce am făcut? Pentru că da, și eu sunt și eu mă las influențată, nu foarte ușor, cei drept, însă felul în care a zugrăvit ea acest parfum m-a făcut să mai comand o sticlă. Și da, mai am o sticlă din acest parfum pe drum în condițiile în care eu abia acum văd cum miroase. Bun. Haideți să-l deschidem. Deci asta nu vrea așa de repede și nu vrea să-și facă o apariție la fel de frumoasă precum celălalt. Dar ați prins ideea pentru că este fix aceeași prezentare ca la um, December Rose. Da, aceeași sticlă foarte, foarte, foarte masivă, același căpăcel din metal. Din nou, aici pe spate aveți notele. Și December Vanilla este un parfum unisex inspirat din Kayali Vanilla Royal Sugar Red Paciuli 64. Niciodată nu voi înțelege de ce trebuie edita mai mațu de nume. Note de vârf, rom, orhidee, vanilie, iasomie. Note de mijloc, vanilie, note condimentate, piele, boabe tonca, trandafir, crem brule. Iar în bază, zahăr brun, ambră, ud, paciulii, zahăr din nou și mosc. Și eu nu mai am răbdare. Mai ales că mai am o sticlă pe drum. Și eu acum văd cum... Cum miroase. Și da, dacă mă întrebați dacă cunosc originalul de la Caiali, ce să vezi, nu-l cunosc. Dacă vă era dor, dar ăsta e foarte din suflet, oricum toate sunt din suflet, vai de viața mea și accentuat și cu dinții, așa și de zilele mele se deschide buzi. Foarte, foarte buzi. Foarte buzi. Un fin izmentolat, Nu știu de unde, dar foarte, foarte fin. Mi-a rupt nasul, cum zic eu, da? Mi-a rupt nasul, pur și simplu. Ia să vedem și să simt că e ciorbă. Da, da, acum da. Din nou, paciulii de aici urlă de data asta ciocolată, da? Pur și simplu, după deschiderea asta mega, mega buzi, un iz fin, fin de tot mentolat, te izbește o ciocolată. Da, te izbește. Deci a venit ciocolata și ți-a dat peste față de n-am mai putut. Vanilia, ce o resimt în momentul de față, după treaba cu ciocolata, e genul acela de vanilie picantă, caldă, îmbătătoare, aș putea spune. Cu toate că izul acela buzi se domolește treptat, treptat. E genul acela de vanilie sexy, cremoasă, da? Udul de aici. Udul din acest parfum nu să nu vă sperie <laughs> cum să vă spun eu, nu este nici udul acela animalic, da? Udul acela de grajd este mai degrabă acel ud. Gurmand, dacă există ud gurmand este ca și cum iei un punct de zahăr da? și presari zahăr, zahăr alb combinat cu zahăr brun peste acea porțiune de ud. Da? Pur și simplu așa resimt udul din acest parfum. Ud cu zahăr pe deasupra. Da? Ud gurmand. Habar n-am, nu cred că am auzit termenul ăsta. Aia, aia mă corectați în secțiunea comentarii. Este genul de aromă sexy, senzuală, da, urlă, urlă din toți plămânii senzualitate și sex appeal și erotism și tot ce vreți. Are un finis lactonic, dar foarte, foarte fin, extrem de fin. Nu știu dacă de fapt vine de la uh, creme brûlée, însă izul acela lactonic este acolo. Este un parfum foarte profund, deep, cum se spune, aproape balsamic, da? E o combinație de zile mari aici. Ca o părere, dacă vreți acea, um, eu știu, vanilie pufoasă de designer, nu o găsiți aici. Nu. Aceasta nu este acea vanilie normală tipică banală de designer vanilie aceea pufoasă și atâta tot nu aici avem. Este o aromă de tip vanilie rășinoasă combinată cu ud cu ud cu ciocolatos da. Udul nu țipă bine. Mie îmi și place acordul de nota de ud, da, iubesc udul, nu am nicio treabă cu el, da, nu mă deranjează în orice cantitate ar fi. Știți că insist de fiecare dată, luați mostră, luați mostră, luați mostră. Dar da, și are... prinde un vibe de ceva. Îl mai las un pic... Să se mai așeze pe piele. Dacă este un parfum unisex, că știu că cineva așteaptă să spun dacă este sau nu unisex, da, comandă-l că e unisex, clar e unisex. Nu înclină uh, foarte, foarte mult, nu că nu înclină foarte mult. Îl văd purtat cu ușurință, datorită combinației, uh, datorită romului din el datorită udului, datorită paciul, lui de ciocolată din el, da? îl văd ca fiind o aromă unisex. Clar e unisex. Vai cât de senzual e. Și da, nu regret că mai am o sticlă pe drum. Deci clar, nu regret. Acum, spăl puțin nasul, oricum mie jale ce se simte aici în cameră și da, revin către fiecare în parte. Minutul 47 ce să fac dacă am vorbit mult despre treaba asta. Am zis să scriu pentru că a spus că dacă mai de cuvântul nebunește, da? Așadar, ca să nu avem probleme. Bun. Peer Potion. Hai să revenim. Da. <laughs> Peer Potion este, nu știu, mă așteptam să fie frumos în baza notelor, Însă nu mă așteptam sinceră să fiu să fie chiar atât de frumos. Este pufos. Fiind gurmand, aș putea spune. Para o resimt și în momentul de față, v-am spus încă de la început, am impresia că este mai multă pară decât măr în parfumul ăsta și da, se resimte și în momentul de față. Iar dry down-ul final moscul combinat cu acea zmeură, mie îmi lasă senzația de, deja îmi plouă în gură, o vată de zahăr imensă, dar imensă, cu aromă de zmeură. Da? Pur și simplu ăsta e dry down-ul final pentru mine. Vată de zahăr cu zmeură, dar este... În el cu siguranță o să fac baie. Deci pur și simplu fac baie în el pentru că da, am aflat că nu este nici frumos ceea ce fac eu, faptul că sunt oversprayer. Nu, trebuie să te dai un puf, da? Un puf aici, un puf aici. Eu nu pot, că nu pot. Mango punch. Vai, ce aici? Deci mango punch, în momentul de față, este pur și simplu acel uh, piure de mango. Și mie mi s-a încurcat aici, nu mai contează, brățara. Este acel piure de mango. Foarte, foarte uh, dulce, gurmand. Dar nu este dulce la acela lipicios, da? Este, nu prea are sens ceea ce o să spun, dar este dulce la acela revigorant, oarecum uh, proaspăt. Foarte, foarte fain. Și da, ambele parfumuri, în opinia mea, bine, acum depinde și ce chimie face cu fiecare dintre voi, ar fi parfumuri unisex. Ar fi parfumuri unisex, dar din nou, nu mă credeți pe mine pe cuvânt, achiziționați mostre și testați dumneavoastră. Apropo, pentru absolut toate parfumurile de azi, nu uitați de Roș 25 da? la absolut orice comandă. Și din nou pe această cale, țin să vă mulțumesc din suflet, sincer, sincer. Vă mulțumesc din tot sufletul meu căm folosiți codul atunci când comandați de pe site-ul celor de la Dubai Collection, pentru că astfel adun și eu punctulețe și pot să plasez comenzi și să vin să vă spun părerea mea despre ele. Revenim la December Rose care l-am pulverizat aici. Da, da. Este trandafirul acela misterios. Este trandafirul acela foarte, foarte dark, foarte gotic. Nu știu, în ultimul timp observ că înclin în această zonă. Uh, din nou, December Rose. Dacă sunteți domni și iubiți Tom Ford Noir de Noir, pentru că tot în aceeași familie mă ține acest parfum, da, este clar un parfum unisex. Nu este trandafirul acela tânăr, vesel, curățel, moscat, zmeurat și așa mai departe. Nu, este cel mai catifelat și cel mai vișiniu închis trandafir ce există vreodată. Și da, știți că nu iubesc trandafirul, însă parfumul ăsta e wow. Oricum, mie îmi place foarte, foarte mult Armaf Club de Nui. Intens, intens la fel inspirat din Tom Ford Noir de Noir, dar treaba e că trandafirul de aici, din December Rose, îmi pare mult mai catifelat decât acela și oarecum mai bine redat, da? mult mai realistic redat. Este altă lucrătură, cum zic eu aici, dar foarte fain, categoric foarte, foarte fain dacă Peer Potion și Mango Punch sunt acele parfumuri zirici, din nou, acesta, December Rose și în dry down-ul final, este acel parfum pentru o ocazie specială, pentru o întâlnire, pentru o noapte de iubire sau pentru chestii de genul. Da? Nu este parfumul acela de zi cu zi, categoric nu este parfumul, un parfum de zi cu zi, dar foarte frumos. Foarte frumos. Oricum, Paris Corner, din ce observ eu, Gama Emir, oricum, e o gamă ce eu, una personal, o ador. Am foarte multe parfumuri din Gama Emir, însă, de data asta, nu știu, parcă și mirosul lor, ca să nu mai vorbim de ambalaje, da? Deci, ambalajele, aromele, tot ce vreți de la Gama Emir, de data aceasta este. Din altă ligă, cum se spune. Bun, revenim la December Vanilla. Hai, de viața mea și de suflet. Da, da. Uh, cons Consimt și eu, da? sunt într-un totul de acord cu ceea ce a spus Adua a despre acest parfum. Da, și să nu mai repet. Dar este nebunie. Deci este nebunie. Da, este total unisex, categoric este un parfum unisex. Categoric l-aș vedea purtându-l și pe soțul meu, acest parfum. Și v-am spus mai devreme că mă ducea cu gândul la ceva. L-am lăsat să se așeze mai bine, v-am vorbit despre celelalte. Și, uh, disclaimer, din nou vă spun, habar n-am cum miroase originalul, îl voi testa. Am deja 4 sau 5 caiali în varianta de 10 ml. Dacă îl găsesc și pe acesta din care este inspirat, la 10 ml, o să-l iau și o să fac un clip tip versus. Iar mi-am dat ideea, dar nu mai contează. Dar, acest ADN, acest parfum. Nu este sora mai mare pentru Kayali Vanilla 28 sau uleiul UD-Darabi 28 Flavors. Nu. Nu este sora mai mare a lui Kayali Vanilla 28. Însă, Vanilla December este mătușa aceea bogată a lui Kayali Vanilla 28. Da? Are, um, are parte de acela DNA se resimte acel caiali vanila 28, însă, exact cum v-am spus, mătușa mai mare și mai bogată, acesta este mult mai bogat da, ca ADN, este mult mai rotund, mult mai complex, clar, este multifacetat în comparație cu vanila 28. Și are ceva cum să vă explic eu? Deci, cu toate că ar fi cam mult pentru o primă impresie, însă eu asta simt. Această aromă îmi lasă senzația ca și cum ai face, uh, ai face layering cu Angel Muse EDP, da, cel discontinuat. Um, ca și cum combin Angel Muse EDP cu Vanilla 28. Și îi adaugi rom, îi adaugi udul acela cu zahăr pe deasupra. Deci este o aromă extrem, extrem de complexă. Foarte, foarte complex, dar pe cât de complex este, pe atât de senzual, pe atât de uh, genul ăla de parfum care îți face filme, da? da? Genul ăla, fix genul ăla de parfum, e categoric. Da, parfum din categoria parfum de făcut copii. Bun. Minutul 56. Hai că nu-l fac lung aici, de o oră. Dar am avut treabă cu. Da. Dacă ați rămas cu mine până la final, dacă mi-ați suportat oful meu, da, în legătură cu. Vă mulțumesc din suflet. Um... Știți, eu nu prea sunt adepta hai să fac, uh, hai să-mi cresc canalul prin scandal sau alte chestii, da? Eu uh, am pornit acest canal de YouTube dintr-o prostie, da? Pur și simplu nu aveam de gând să fac YouTube, jur. Nu aveam de gând să fac YouTube. Uh, făcusem un uh, TikTok de vreo 10 minute, și prietenele mele, da, grupul meu de prietene, mi-au spus, ai domne, tu și așa ai o, contul de YouTube de atâția ani de zile, pentru că da, eu sunt o foarte mare consumatoare de YouTube în ceea ce privește parfumeria de orice natură, de orice ramură și mi-au spus, pune videoclipul acolo. Eu nu și nu trac emoții, Na vorba aceea, ca la început și am ajuns până în momentul de față. Dar uh, nu sunt genul să îmi cresc, să îmi fac audiență, să nu caut în primul și în primul rând. Eu nu sunt aici pentru celebritate. Da? Nu vreau, nu sufăr și nici nu mă gândesc vreodată la chestii de genul vedetism sau Doamne, iartă-mă. Dacă vroiam celebritate și vedetism. Rămâneam în continuare manechin pentru agenția la care am fost manechin și aia era, da? Îmi vedeam chipul în ziare reviste sau în reclame publicitare pe stradă și așa mai departe Nu, da? Nici pe departe Nu am de gând să cresc acest canal de YouTube prin certuri sau prin discuții contradictorii din nou, pentru că sunt o mare consumatoare de YouTube, văd și eu cine-mi folosește cuvintele, văd și eu cine-mi fură recenziile, dar le văd. Și cu toate astea, nu vin niciodată să spun nimănui nimic aici. Cu atât mai mult nu am nici alte refulări pe Instagram, Facebook sau mai știu eu unde. Da? Atât le duce capul pe anumite persoane, asta fac. Da? Fiecare își face conținutul, contentul, cum crede și cum consideră că e mai bine. Uh, nu știu, și atunci când folosesc vreo replică, da? Ați văzut că de fiecare dată menționez. Mereu am menționat-o, de exemplu, pe Otilia de la Cufărul cu Parfum. Uh, o persoană super dragă sufletului meu, foarte aproape de sufletul meu. Din nou, Mihaela Vâlcu sau Natalia de la Parfum cu Drag și nu în ultimul rând Coco de la Simțuri Ascuțite, Cocoș, da? E normal să-i menționez atâta timp cât am folosit fără să-mi dau seama o replică de-a lor sau simt eu că au spus ei ceva și eu rezonez. Pentru mine nu e o rușine și nu e, da? Nu sunt eu genul de Fandosită care stai să vezi că am căutat și nu are nimeni dreptul de autor pentru acest cuvânt. Nu, nu, nu sunt genul. Nu, da? Deci am 36 de ani, îmi place să cred că sunt încă o femeie sănătoasă la cap și am vorbit o oră din nou. Cu scuzele de rigoare pentru treaba cu. Da? Vă mulțumesc din suflet. Vă mulțumesc că mă suportați, vă mulțumesc că mă susțineți, nu uitați de codul roj 25 pentru 5% discount și pentru punctulețele acelea ce mi se adună mie în cont și astfel, după cum v-am mai spus, și susțineți canalul meu de YouTube, pentru că eu din punctulețele acelea am comand parfumuri și vin să vi le prezim vouă. Din nou, dacă au ajuns minunile, și la dumneavoastră. Haideți să ne auzim, da, hai că pe le-am ridicat, cum le ridic pe astea la alte două, uite așa. Haideți să ne auzim în secțiunea comentarii să împărtășim opinii sau păreri despre ele, că știu că sunt câteva doamne ce le-au ajuns coletele deja. Din nou, dacă nu v-au ajuns coletele încă, repet ceea ce v-am spus și mai devreme. Aveți un pic de răbdare, sunt și ei oameni. Uh, nu sunt plătită să spun treaba asta, dar știu foarte clar că fix ieri, da, în ziua de duminică, din nou vă spun, am avut o discuție și ei lucrau. Da? Ei, în ziua de duminică, făceau comenzile dumneavoastră. Deci se lucrează la foc continuu, se lucrează la foc automat și la Dubai Collection. Uh, dacă v-a plăcut ceea ce ați văzut, like, nu vă costă nimic. Din nou, dacă vă place um, felul în care mă bâlbă eu aici și felul în care uneori debitez eu inepții și felul în care mai fac o caterincă, subscribe nu vă costă absolut nimic. Din contră, mă ajută și pe mine să am um, vizualitate, vizibilitate, vizualitate, să am vizibilitate pe YouTube și așa mai departe vă îmbrățișez din suflet dacă m-ați suportat. Apropo, apropo, dacă tot am muncit să fac eu chestia asta, lăsați-mi și mie părerea dumneavoastră în secțiunea comentarii. Credeți sau nu credeți în macerare? Există, resimțiți diferențe atunci când achiziționați un parfum de Eastern și îl testați? de viața mea! Și îl testați pentru prima dată și îl lăsați undeva în dulap, după 2 trei săptămâni reveniți la el, oare îl simțiți la fel? Da? Chiar sunt și eu curioasă. Vă îmbrățișez, vă mulțumesc din suflet. Link în bara de descriere pentru fiecare parfum, link în bara de descrieri pentru contul meu de Instagram, contul meu de TikTok și nu în ultimul rând grupul meu de Facebook Frag Family. Vă mulțumesc din suflet, v-am pupat! 希望你们舍得放。